Adică sunt foarte multe întrebări și nu putem. Cât de mulțumit sunteți de basket de la 1 la 10? Cât de tare îți place să faci basket? 1000! Ne place foarte mult la Clubul Fan Basket. Scrieți în comentarii dacă vă place desenul meu și dacă ați citit tot ce scrie aici. Și clubul este foarte bun și antrenorii sunt foarte buni. Foarte bun, cu noi și foarte amuzant. Deci vă recomandăm să scriem. Și vă recomandăm să vă scrieți și voi la basket, la Fan Basket. Hai, Fan Basket! Noi locuim lângă București. Mama, e vorba de mine, eu să răspund la întrebări. Stai că sunt prea multe și nu facem față, că nu știm pe telefon să ne uităm, că ele dispar. În ce clasă? Te întreabă cineva că ești în clasă la doamna Tat. Da, de unde știi? Stai în București. Așa, îți place să desenezi? Ce întrebare. Răspunde. Da. Cât de mult îți place să desenezi? 100. Atât de mult încât Iana desenează în fiecare zi și odată pe săptămână trebuie să schimbăm desenele de pe frigider pentru că ea face foarte multe desene și sunt foarte frumoase și le păstrăm într-un dosar, iar când va fi mare, îi le vom arăta și ea să le arate copiilor ei să vadă cât de frumos desena mama lor când era copil. Nu cred că o să mai știu să desenez, că nu o să fiu ca tine. Cum o cheam pe mama ta? V-am mai spus că mă cheamă Ramona. Bă, că cineva vorbește urât. Deocamdată nu putem să ștergem comentarii, dar o să le ștergem la final. Spune-mi că este foarte frumos desenat. Vă rugăm să nu vă... Să vorbiți frumos, da? Altfel va trebui să oprim live-ul dacă vorbiți urât, pentru că Iana este copil și nu știe să vorbească urât încă. Oricum, eu nici nu pot să citesc comentariile că... Da. Vin în continuu. De cât timp faci basket, Iana? O lună și ceva. Nu, mama, faci de câteva luni bune. De câteva luni, da. Cred că din noiembrie? Nu, din octombrie, parcă. Nu? Cred că septembrie sau octombrie. Dacă avem animal de companie, da. L-am arătat mai devreme. Da. Se plimbă prin casă. Așa. În ce clasă ești? 0. Cred că ești pe aici. Zice cineva că ai lăsat frumos pe ploaie. Mulțumim. Mamă, dacă te sunt. Te rog, Amelia, să-i spui bună. Bună. Care Amelia! Care este mâncarea ta preferată? Pastele bolognese. 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 Ți-ar plăcea să ai un câine? Să zicem. Nu mai mult decât pisica. Mâncarea preferată, ai mai zis. La mulți ani, Matei, dacă este ziua ta, la mulți ani. Să-i spui lui Matei la mulți ani. La mulți ani. Ale-a adus pe ratonel. Da. Când este ziua ta? Pe 24 iulie. Câți ani ai? 6. Eu să-mi primești 7. Dacă ai telefon, da, acesta e telefonul Ianei. Are o husă personalizată și l-a primit de ziua ei anul trecut. Care este tot numele tău? Prenumele? Prenumele Ilinca. Nu, prenumele. Giulia. Bună, Carmen. Ziua ta, când e ziua ta? Uite-te că ne-a spus Darius ceva. Darius, ce ne-ai spus acolo? Adaugă moderator să șteargă comentariile la cei care vorbesc urât. Păi, nu știm cum, Darius. Știi tu dacă să le ștergi? Știi tu. Nu e prima dată când face live pe telefon și nu știm. Uite, Darius vrea să ne aștepte. Bună, Darius! El este fanul nostru care se uită mereu pe live-uri. Lumea să-l vadă pe Rafael. Care este mâncarea preferată? Ai mai zis? Bună, Iagmur! Iagmur? Alex vorbește urât. Noi sperăm să nu mai vorbească nimeni urât, pentru că nu asta e scopul acestui live. Scopul acestui live este să ne cunoaștem mai bine, să fiți alături de noi și să ne vedeți. Că mai e puțin, să ne împrietenim. Puțin. Până când o să câștigăm butonul și vă rog să... Dați like, să vă abonați și lăsați cât mai multe comentarii frumoase. Care este magazinul tău preferat? Teddy! Și mergem azi la Teddy! Adaugă moderator. Ia să vedem, Darius, dacă putem să te adăugăm pe tine, dar nu știu unde. Habar nu am. Cum adică să-l adăugăm? Super chat, ascunde mesajele. Cum ar fi cele care pot fi spam? Ce înseamnă spam?